Călin Georgescu are peste 2 milioane de voturi și un avans detașat de 300.000 de voturi în fața următorului candidat. Călin Georgescu s-a născut pe 26 martie 1962 la București și a făcut studiile superioare la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în specialitatea îmbunătățirii funciare, după care a obținut un titlu de doctor în pedologie la aceeași universitate. De asemenea, el a absolvit programului postuniversitar Securitate și Apărare Națională, Geopolitică și Strategie, al Colegiului Național de Apărare Carol T. Cariera profesională și-a început în specialitate absolvită, pentru ca în 1991 să devină consilier al ministrului mediului Marcian Bleau. În cabinetul conduse de către Teodor Stolojan. În același minister a ocupat funcția de secretar general în perioada 1997-1998. Între 2000 și 2011 a fost director executiv al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă. El a fost coordonatorul echipelor care au elaborat variantele din 1999 și 2008 ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă în 2004-2005 a fost director în Ministerul Afacerilor Externe, iar în intervalul 2006-2012 a ocupat postul de director executiv la Institutul de Proiecte pentru Inovație și Dezvoltare. Numele său s-a aflat pe lista potențialilor premieri în anii 2011 și 2012. Ca soluție de înlocuire a lui Emil Boc, a cărui popularitate era în scădere după măsurile luate în timpul. Crizei economice din 2009-2010 La acea vreme, Georgescu a spus că nu este interesat de șefia guvernului. După alegerile din 2020, când Aur a reușit să intre în Parlament, partidul lui George Simion l-a propus pe Călin Georgescu drept candidat la funcția de premier. Georgescu a fost candidat al Aur pentru funcția de premier și în timpul crizei politice generate de căderea guvernului Celțu în octombrie 2021. La începutul anului 2022, George Simion anunța că Georgescu ar putea deveni președinte de onoare al aur. Însă lucrurile au luat o turnură neașteptată în urma unui interviu pe care actualul candidat l-a acordat Antenei 3 pe 31 ianuarie 2022. Atunci s-au cerut explicații privind o declarație din anul precedent, în care Corneliu Zelea Codreau și Ion Antonescu erau menționați ca vi eroi ai românilor. Interviul a provocat iritare și la vârful aur. Dacă nu-și clarifică clar ideologia și dacă nu se delimitează clar de orice mișcare din trecut cu care aur nu are de-a face, trebuie să plece, a declarat George Simion la Antena 3, pe 8 februarie 2022. Georgescu a mai spus. Scutul de veselu este o rușine diplomatică scutul nu are nimic legat de apărare. Din contră, ne-a tras într-un conflict de care nu aveam nevoie. Scutul ca atare este o parte a politicii de confruntare. Scutul nu este o chestiune de pace, cum este prezentat de cei care au pupat ghiulul la diverse porți. Acesta susținea că apartenența României la NATO nu-i oferă garanțiile de securitate de care țara are nevoie. Noi am externalizat răspunderea, acțiunile și deciziile în securitatea națională și apărarea țării. Noi nu mai reprezentăm nimic pe plan extern. Zero. Toate programele de guvernare, așa zise de 30 de ani, nu au fost decât o listă privată de cumpărături. E scrocherie. Nici o țară din blocul NATO care, în eventualitatea în care va fi atacată de Rusia, va sigur că NATO nu îi va lua apărarea. Călin Georgescu are un copil din căsătoria cu Cristela Georgescu care, pe site-ul personal, se descrie ca autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxificării regenerative, iridologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare. Emoțională, liderul aur a declarat că este bucuros pentru că aproximativ 40% din voturile românilor i-au mers către opțiunea suveranistă. Mă voi duce să votez în turul 2 ca să sufere Marcel Ciolacu cum merită pentru genul de scheme de blaturi pe care le face. Noi vom susține în turul 2 pe oricine intră acolo, și nu este Marcel Ciolacu. Cred că Marcel Ciolacu este cel mai mare rău care se poate întâmpla României în acest moment, a declarat George Simion.